Bună tuturor, sunt dr. Bianca Noajă, medic în cadrul clinicii Chilostop Junior și astăzi vreau să vă vorbesc despre alimentația în diabetul zaharat de tip 1. Ce e bine să mănânce copilul tău cu diabet zaharat de tip 1 pentru a avea glicemii bune și care sunt principalele grupe de alimente care conțin un număr semnificativ de carbohidrați. Ce sunt carbohidrații? În primul rând, glucidele sau carbohidrații sau hidrații de carbon sunt sinonime și fac parte din macronutrienți, alături de proteine și de lipide. Carbohidrații reprezintă o sursă importantă de energie din alimentație. Ei se transformă prin digestie în glucoză și ajung în sânge. Insulina este cea care introduce glucoza în celulă pentru a produce energie. Care sunt carbohidrații buni? Carbohidrații sunt de două tipuri, cei simpli sau rapizi sunt cei care se absorb foarte rapid și ne cresc brusc glicemia, reprezentați de sucuri, chiar și cele naturale, produse de patiserie, cofetărie, dulciuri, pâine albă și cei complexi sau lenți, respectiv variantele integrale, legumele, care nu se absorb atât de repede și nu ne expun la o creștere a glicemiei atât de bruscă. De ce sunt de evitat sucurile? De ce e de evitat sucul? Pentru că fructele se mestecă, nu se beau. Fructele, având în compoziția lor și fibre, duc la o absorpție mai prelungită a glucozei, însă sucurile conțin doar zahărul din fruct, iar efectul pe glicemie este mult prea rapid pentru a putea fi contracarat de insulina injectată subcutanat. Durează puțin după injectarea insulinei până ce aceasta intră în acțiune și din acest motiv nu putem preveni expunerea la un vârf al glicemiei atât de mare cum este cel dat de absorpția glucidelor rapide. De asemenea, gândiți-vă la cantitatea mare de zahăr dintr-un pahar de suc, unde vom stoarce cel puțin două portocale. În ce alimente găsim carbohidrații? Principalele grupe de alimente care conțin carbohidrați sunt pâinea și produsele de panificație, care conțin 50% glucide sau carbohidrați, garniturile, precum cartoful, orezul, pastele, fasolea boabe, grișul, lintea, amarantul, quinoa, ele au 20% carbohidrați și le cântărim gătite sau fierte. Fructele le împărțim în trei categorii. Cele mai acrișoare, cu 5% carbohidrați, respectiv greful, pepenele, pomelo, sweetie, sau cele cu 10% carbohidrați, în această categorie intră merele, portocalele, caisele, piersicile, căpșunile, fructele de pădure și cele mai dulci, cu 20% carbohidrați, unde intră bananele, strugurii, prunele dulci, cachi. Lactatele proaspete au cam 4-5% carbohidrați, respectiv urda, cașul, laptele dulce, iaurtul, sana, chefir, prânzica de vaci. Iar legumele pot fi cu 7-10% carbohidrați, respectiv morcovul, sfecla roșie, anumite roșii cherry mai dulci, și cele permise, sau cum le numim noi la liber, sub 5% carbohidrați, respectiv salatele, castravetele, ridichile, urzicile, spanacul, ciupercile, dovlecei, fasolea verde, conopida. Însă pentru cei care utilizează pompa de insulină, este o idee bună să îi calculeze inclusiv pe aceștia. Cum calculăm carbohidrații? Vă voi explica în ce găsim 10 grame de carbohidrați, pentru a fi mai ușor de înțeles și de urmărit. Calculăm prin regula de 3 simplu. În cazul pâinii și a produselor de panificație, care au 50% de grame de carbohidrați, vom avea în 100 de grame de pâine 50 de grame de carbohidrați, în 20 de grame de pâine, cât înseamnă o felie obișnuită, vom avea X. Și atunci X, respectiv o felie de pâine, înseamnă 10 grame de carbohidrați. Pentru a vă fi mai ușor, în cazul pâinii cu 50% glucide, puteți împărți la 2 cantitatea afișată pe cântarul de bucătărie. De exemplu, dacă cântarul de bucătărie ne afișează 40 de grame de pâine, rezultă că vom avea 20 de grame de carbohidrați. În cazul garniturilor cu 20% glucide, 50 de grame, aproximativ 2 linguri de cartof, orez, paste sau fasole boabe cântărite gătite, au tot 10 grame de carbohidrați. Pentru a vă fi mai ușor, încercați să măsurați în multiplu de 50 sau de 100 de grame. De exemplu, 200 de grame de paste au 40 de grame de carbohidrați, iar 250 de grame de paste au 50 de grame de carbohidrați. În cazul lactatelor cu 5% glucide,
o cană de lapte de 200 de ml sau de iaurt, sana, chefir, ce preferați, înseamnă tot 10 grame de carbohidrați, ca și 200 de grame de brânză de vaci. Deci, 20 de grame de pâine, o felie, este echivalentă cu 100 de grame de măr sau cu 50 de grame de banană și cu 200 de ml de lapte și înseamnă 10 grame de carbohidrați. Carnea, ouăle, uleiul, brânzeturile fermentate, respectiv brânza cu mucegai, cașcavalul, nu au deloc carbohidrați. De asemenea, oleaginoasele și semințele au cantități nesemnificative de glucide. Cum gătim alimentele pentru glicemii bune? Cartofii își dublează numărul de carbohidrați prin prăjire. De aceea, secretul gătitului care să nu ne crească glicemiile este gătirea la aburi prin fierbere sau coacere la cuptor, nu prăjire sau pasare, pentru a nu crește indicele glicemic. Ce este acest indice glicemic? El reprezintă efectul unui aliment asupra creșterii nivelului glicemiei raportat la glucoza pură. În general, indicele glicemic al alimentelor ce conțin carbohidrați lenți este mai mic decât al celor care conțin glucide rapide. Cum să mănânce copiii cu diabet tip 1? Dieta copiilor trebuie individualizată în funcție de preferințele lor alimentare, de programul școlar și de activitatea fizică practicată. Majoritatea copiilor și adolescenților cu diabet zaharat de tip 1 folosesc injecțiile multiple de insulină în regim bazal bolus sau infuzia continuă subcutanată de insulină prin pompa de insulină, ceea ce le permite un program flexibil de masă. Dozele de insulină trebuie ajustate în funcție de aportul de carbohidrați, iar factorii de corecție, în funcție de glicemia de dinainte de masă și de cantitatea de carbohidrați, variază foarte mult de la un copil la altul, fiecare pacient fiind unic și ar trebui stabiliți cu medicul diabetolog curant. Care este secretul glicemiilor bune? Secretul glicemiilor bune este cântărirea alimentelor, respectiv calculul carbohidraților și ajustarea dozelor de insulină. De aceea e foarte important să cântăriți alimentele și să nu estimați lucrurile doar din ochi, pentru că puteți risca să supraestimați sau să subestimați cantitatea de carbohidrați. Puteți mânca orice vă face plăcere dacă ați înțeles principiile de bază. La o zi de naștere, la o ocazie specială, puteți face un tort dietetic sau un cheesecake dietetic, înlocuind zahărul de trestie cu un dulcitor natural, precum xilitol sau stevie. Însă dacă vreți să aveți un diabet echilibrat, învățați să numărați și să calculați carbohidrații. Vă invit să urmăriți și canalul nostru de YouTube, Kilostop Junior, pentru a afla mai multe informații despre o alimentație sănătoasă și pentru rețete delicioase și dietetice. Vă doresc multă sănătate și să aveți glicemii bune și stabile!